Atunci când dăruiești fără să aștepți ceva în schimb, ești răsplătit cu experiențe de neuitat. O astfel de experiență au trăit-o de Sfântul Ion, zi care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, membrii și voluntarii clubului Lions Deva Sarmisegetusa, în cadrul proiectului Dăruind vei dobândi, care au ajuns în satul hunedorean Poiana Răchițelii, aparținând de comuna Cerbăl. A fost o revenire a celor de la clubul Lions Deva Sarmisegetusa în pădurea Nimei, iar aceștia și-au început ziua cu participare la slujba religioasă. Țin să mulțumesc din suflet întregii echipei, indiferent din ce județ fac parte din țara noastră, pentru osteniala pe care au făcut-o să fie alături și de credincioșii noștri. Clubul Lions a mai fost în mijlocul nostru și în urmă cu aproximativ 4-5 ani de zile. Și nu doar atât, ci au mai făcut o grămadă de acte caritabile pentru credincioșii noștri din Ținutul Pădurenilor. Nu în Poiana Răchițelii doar, și la Muncelul Mic, și la Bătrâna, și la Boia Bârzii. În calitate de preot al acestor sate din Ținutul Pădurenilor, țin să le mulțumesc din suflet și ne bucurăm că sunt alături de noi și au luat această inițiativă și vor fi și pe mai departe. Mai avem și din alte părți care sunt alături de noi, din Timișoara. Nu nominalizăm, că nu-i plăcut să dăm cu numele, că Dumnezeu știe de unde vin toate. Dar le mulțumesc acestor prieteni dragi care sunt alături de noi. Construcția șoselei din Ținutul Pădurenilor a făcut posibilă ruta Hunedoara-Cerbăl-Poiana-Răchițelii, o zonă absolut spectaculoasă și pitorească de creastă, care pornește de la poalele munților Poiana Ruscă și urcă până la peste 1000 de metri. Locuitori din mai multe sate din zona au participat la slujba religioasă, iar după aceea au mâncat împreună masa de prânz oferită de clubul Lions Deva Sarmisegetusa. În această zi de sărbătoare, clubul Lions Deva Sarmisegetusa a avut deosebită bucurie de a oferi o masă caldă unor oameni dintr-o comunitate izolată, satul Poiana Răchițelii. Pentru noi este a doua oară când venim în acest sat, în mijlocul acestor oameni minunați care ne așteaptă cu bucurie și la rândul nostru suntem foarte bucuroși că am putut să fim împreună, să sărbătorim și să ne bucurăm în aceste vremuri nu tocmai ușoare, dar iată că să sperăm că prin astfel de acțiuni vom putea promova valori precum generozitatea, bunătatea și să sperăm că tot mai mulți oameni se vor putea bucura de astfel de momente. Ineditul acțiunii a constat în faptul că masa de prânz a fost adusă cu un așa numit tun de gulaș, o instalație de pe vremea primului război mondial, dar adaptată de zilelor noastre de către un voluntar inimos. Se numește PK-26, este de la armată poloneză. Ea a fost prevăzut să fie legat după camion, după mașină sau chiar pentru cai. Pe vremea aia se mai folosea și cai la tracțiune în, da? În zonele care au fost mai accidentat și drumuri deloc, pe câmp. Asta e normal, este o lafetă de tun. Și original se înclina hornul în jos și de aici a venit tun de gulaș, gulaș canone. De îndepărtare arăta ca un tun, fiindcă cu țeava în jos, în îndepărtare zice, ai legat pe la fetă un tun. Da. Și aici vine denumirea gulaș canonul. Asta e ce? Din al doilea război mondial a fost ce? No, în întâi avea pe căruță de lemn montat. Și a fost cel mai drăguț utilaj pentru soldații. Ce încălzeau totuși atunci? Lemne.
A fost o zi încărcată de emoții. Bucuria nestabilită a voluntarilor s-a completat cu zâmbetul stingher de pe chipurile localnicilor greu încercați de viață. Membrii clubului Lions Devasarmisegetu s-au adus doar alinare și speranță în această zi de sărbătoare. Practic, cei de la Lions au întâlnit oameni apăsați de singurătate și singurul lucru pe care și-l doresc este compania cuiva. Pădurenii trăiesc așa cum au trăit toată viața, demni, în comuniune și cu respect pentru natură și nu vor să plece de acasă, chiar dacă sunt vizitați tot mai rar, chiar dacă sunt apăsați de singurătate, chiar dacă au necazuri. În primul rând vreau să felicit echipa Lions Deva pentru această acțiune binevenită în comuna noastră. Vreau să mulțumesc în numele cetățenilor comunei Cerbăl pentru această acțiune frumoasă și pot să spun cu mâna pe inimă că această acțiune a adus o mare bucurie în sufletele locuitorilor comunei Cerbăl, deoarece ei sunt atât de bucuroși când cineva calcă pragul comunei și mai ales în astfel de situații frumoase și în zi de sărbătoare. Ziua vizitei în Poiana Răchiseli a fost una a împărțirii bucuriei, în care cei de la clubul Lions Deva Sarmisegetuza au dăruit, dar au și dobândit amintiri de neuitat, fie în urma discuțiilor cu înțelepții localnici, fie în urma brâului pădurenesc, celebrul dans al zonei, oferit de sătenii prezenți la întâlnire.